după ce la începutul săptămânii doi tineri din Galați au decis să-și rezolve problemele trăgând cu pistolul, un alt bărbat a ajuns să fie cercetat într-un nou caz. Asupra acestuia, polițiștii din cadrul serviciului Arma Exploziv și Substanțe Periculoase au găsit în torpedoul autoturismului personal un pistol cu bile de cauciuc. Se pare că arma a fost până acum ascunsă bine, aceasta fiind furată în anul 2010. Bărbatul a fost reținut pe bază de ordonanță, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de armă neletală supusă regimului autorizării. Călățanul de 32 de ani va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.